La ședința de astăzi a primarului cu CSM-ul a fost prezent și USP-ul. Reprezentanții Uniunii Suporterilor Petroliști au venit pentru a discuta cu primarul pe tema mărcilor și siglei FC Petrolul, dar fanii au fost interesați și de situația de la CSM Ploiești prin prisma posibilei mutări a centrului de copii și juniori al Galben-Albaștrilor la clubul municipalității. Nu pot să-ți ai un patrimoniu decât în mod expus, acolo spune să identific măsurile și... Dar tot putere de tine dumneavoastră, să stăm la putere de tine. Primarul Adrian Dobre a fost mandatat de Consiliul Local să găsească soluția pentru trecerea siglei și a mărcilor către noua entitate. În actul oficial de responsabilizare este trecut faptul că edilul trebuie să valorifice marca, iar asta înseamnă trecerea timpului, iar Petrolul 52 riscă să joace un an degeaba. Acest lucru le-a fost reproșat consilierilor locale Gheorghe Andrei și Gabriel Minea. Ca și dumneavoastră, din partea PSD-ului, că de-aia v-am votat cu toți. De la cine ați primit ordin să nu se aprobe predarea mărcii? Vă spun nu există. V-ați împărțit niște atribuții cu primărie, cu Consiliul Local, cu Consiliul Județean, ambele partide. Va trebui ambele partide să găsiți. Este posibil ca săptămâna viitoare proiectul privind cedarea siglei și a mărcilor către Petrolul 52 să fie gata și să aștepte aprobarea consilierilor locali.